Pe parcursul sfârșitului de săptămână trecut, lucrătorii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au avut de-a face din nou cu încercări de introducere ilegală de bunuri în țară. Asupra unui șofer român de camion s-au găsit, fără documente de proveniență, mai multe kilograme de tutun vrac și un număr important de pachete de țigări. Se întâmpla pe 19 martie către ora 22. Polițiștii de frontieră giurgiuveni au descoperit pe sensul de intrare în țară, cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra unui autocamion încărcat cu ambalaje metalice, în partea din spate a acestuia pe șasiu, 15 kg de tutun vrac prelucrat și 4 cutii de țigarete cu câte 200 de țigări fiecare. Șoferul autocamionului, un cetățean român, nu deținea documente de proveniență pentru produsele descoperite. În aceea zi, însă dimineața, asupra unui cetățean turc, șofer al unui autocar, s-au găsit 100 de tricouri inscripționate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile de a fi contrafăcute. Duminică 20 martie, la controlul altor două autocare, polițiștii de frontieră giurgiuveni au mai descoperit fără forme legale mai mult de 750 de flacoane de parfum și peste 450 de perechi de încălțăminte inscripționate cu numele unor firme cunoscute și de asemenea susceptibile de a fi contrafăcute. Asupra altui turc, șofer de autocar, se descopereau pe 18 martie aproximativ 150 de perechi de încălțăminte și circa 260 de flacoane cu parfum, tot cu nume de firme cunoscute și de asemenea susceptibile de a fi contrafăcute. În toate cele 5 cazuri, bunurile, în valoare totală de aproximativ 220.000 de lei, dacă ar fi fost originale, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar polițiștii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată și deținere în afara întrepozitului fiscal de produse accesabile supuse marcării.